Fără de legile se țin lanț de raionul Căușeni, noaptea de 6 spre 7 iunie, curent un magazin de pe strada Ștefan cel Mare a orașului a căzut pradă hoților. S-a întâmplat către miezul nopții, în timp ce unitatea comercială era închisă. Hoții au pătruns printr-o fereastră din spate și au sustras țigări și bilete de loterie. Iar pentru a sărbători spargerea, au deschis pe loc o șampanie și o bere din care au băut. Proprietara magazinului a descoperit cazul către orele 5 dimineața. Acum, făptașul este căutat de poliție și riscă să fie tras la răspundere. Magazinul mixt din sectorul Căușenii Vechi a căzut luni noaptea pradă hoților. S-a întâmplat după ce persoane necunoscute au forțat gratiile de la o fereastră, au spart geamul și au pătruns în interior. Iată, uitați-vă aici, ia, cât așa e de departe, că au fost îndoietă. A doilea, iată, care e de sub aici, asta e care am scos-o pie. Aici, ia, vedeți, iată cum au fost îndoietă. Și a venit pe partea aceea și aici se vede, vedeți, urmii, iată, sunt încă pe aici, pe jos, ia, că pe aici, ia, cât au... Aici tot au fost cătulite. Aici, când s-au sărit, se vede că oricum, că aici era plin cu bomboane, copii aici, aici erau pe la vecinii, pe aici, ia, prin partea asta au venit. Iată gardul cum l-au pătulit aici, florile spătulite. Proprietara magazinului susține că hoții inițial au căutat bani forțând aparatul de casă. După ce n-au găsit nimic acolo, au luat mai multe pachete cu țigări, o parte din biletele de loterie, au băut bere și șampanie și au plecat. Am venit la lucru, am văzut și eu spart geamul, am chemat poliția să vină să vadă ce și cum. N-am deschis magazinul deodată, fiindcă într-așa caz nu se deschide. A venit poliția repede, când am intrat în magazin, era un dezastru. Tot pe jos, când nici nu vedem unde e aparatul de casă, era stricat sub un scaun, toate erau date, țigări pe jos, tot. Pe o masă au avut când castei, au băut șampanie, o bere, dar se vede că șampania nu au băut-o toată și berea nu tot. Asta se vede că nu maturi. Copii ceva. Luate țigările dintr-ales. Nu sunt luate la care nu le-au trebuit, care nu sunt trebuințate, cele au rămas. Iată aici ia țigările, acum am mai pus, fiindcă am mai cumpărat, am mai luat de acum țigări. Rândul de sus e LD, nu le trebuiește și de jos tot LD nu au fost luate. Restul toate, Winston, Camei, sobranii care sunt mai scumpe. Aici tot am o ladă, iar catastia, dar jos sub masă. Am ridicat-o sus, fiindcă trebuie să o completez. Toate aceste trei rânduri luate. Vestul, care nu e întrebuințat, e lăsat. PS-ul nu e luat, fiindcă nu sunt întrebuințate. Și aici avem țigări. Iată, aici ea era tot cu țigări, în două rânduri. O rămas Focus, Ritm, mai este care sunt ieftine, care nu sunt întrebuințate. Și încă aici ea mai am o ladă. Iată-o, cu țigări simple. Aici nici nu s-au atins, dar restul toate ce au mai rămas, fiindcă care au dat aici jos tot era, vă spun, dezastru. Trebuia să-mi merge ochelari, cum l-au iau călcată, iau fermat. Tură nimic n-au luat, din mâncat n-au luat nimic. Aici era casa și era safieul de la casă. Tot l-au luat. Ei, pentuneric, nu au observat că este cheița în safeu. Se vede că de atât așa mi-au aruncat aparatul de casă. De aici au trântit jos safeu. S-a auzit, iată aici ea, în podea. S-a auzit la 3 din, asta a fost la 3 din noapte, safeul l-au trântit, fiindcă s-a auzit alături a gălăgie. Bilete de loterie au luat în jurul la undeva la 1500. Bani au luat copiicele de 5, se vede că au văzut că de 5 le-au lăsat afară, de 10, de 25 lei, de 1, de 5, mașcat nu era nimic aici. Cazul a fost descoperit de soțul proprietarei, care dimineața de vreme a ieșit afară să scoată gunoiul.
Eu am venit la 5 aici. Eu am văzut că e stricat geamul și m-am dus și am chemat-o pe Nadia și ei de-am sunat la poliție și a venit poliția. Mătușa Maria locuiește gard în gard cu magazinul. Femeia afirmă că hoții ar fi pătruns în unitatea comercială prin grădina ei. Unul mare nu s-a băgat. Unul mare nu s-a băgat. Nu mă uitați-vă că e azi din partea asta. Asta era fermată, asta stricată. Dar doamnă că era gratis le-a scos așa ea, le-a îndoiat și i-a intrat așa pe o... Nu m-a pățat. Și acolo i-a sărit gardul, că îndoiat gardul la stâlp, el la stâlp s-a suit, s-a scuburit. Dar în parte și el la mine spesele, putea să treacă dacă le-a fost a mâncat de carne. Cum Nadia spune că nici cârnați nu a luat nicăi, nici nică, numai țigări. Și poftim, încoași sunt viniți, și încoași sunt aici, ei chiar erau ciot la... Dar iară, n-a găsit, că nu... Că el a găsit cu șine, dacă chiar până atâta s-o hotărât, îi sfuri magazinul. Acolo ea chiar se cunoaște, că... Dar în parte și ea nu se cunoaște, că o cosit și nu-i pătulit nică. Dar pe aici se cunoaște, că atât era Madre Andreea, mâncioare era. Florile aici, uitați-vă cum, le-o tropșit, și pe aici era capiș, și în parte și ea tot așa tropșit și gardul tot așa ea, înțelegeți? Dar așa ceva nu a fost, sfărâm ei feristruica, spargă sticla, să se intre în magazin, așa ceva nu a fost, de când eu s-a ieșit, de când magazinul e aici. Care-ți veniți, nu știu cărarea. Și înapoi pe aici, care-ți veniți? Este care tătă ziua prăjesc și se fac, pe un se baje. Cei care au auzit de acest incident spun că cazul a băgat frica în ei. Unica ce noi chiar vorbeam cu domnul, era de dorit semnalizare să fie, măcar semnalizare dacă nu-i supraveghere video. Potrivit poliției, făptașii încă nu au fost identificați. Vă reamintim că noaptea de luni spre marți și centrul orașului Căușeni a fost vandalizat. Peste 900 de flori din fața cafenelei Poveste au fost mulse de rădăcine și plasate pe gazon. Ambele cazuri se cercetează.